Un cutremur puternic s-a produs în Mexic. Seismul a înregistrat o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter. Un nou cutremur a zguduit lumea în această dimineață. Un seism cu o magnitudine de 5,7 grade pe scara Richter a avut loc în urmă cu puțin timp în Mexic. Cutremurul de azi s-a produs în statul Oaxaca, în sud-vestul Mexicului, potrivit datelor furnizate de Centrul Seismologic Euromediteranean MSC. Un nou cutremur a zguduit pământul în această dimineață. Un seism cu magnitudinea de 5,7 grade a lovit, în urmă cu puțin timp, statul Oaxaca, situat în sud-vestul Mexicului. Acestea sunt datele recent furnizate de Centrul Seismologic Euromediteranean, MSC. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 95 de km la ora locală, ora 22 și 40 de minute. Cutremurul a fost înregistrat la 8 km vest de orașul Ceauites și la 133 vest-sud-vest -vest de centrul comercial Taxla Gutierz. În această zonă locuiesc aproximativ 850.000 de, de oameni. Autoritățile din Baha susțin că seismul de joi nu a raport te pagube sau răniți.